Seabourn, Odyssey este un adevărat oraș plutitor. Găzduiește aproape 500 de vizitatori într-un periplu extraordinar prin întreaga lume. La bordul navei de lux, vizitatorii au acces la 10 de restaurante, casino, club de noapte, spa, piscină, solar, centru medical, precum și spații comerciale sau cinematograf. În portul Constanța a sosit nava Seabourn Odyssey. Este cea mai mare navă din acest sezon de până acum. Are 200 de metri lungime și a sosit cu 461 de pasageri la bord. Majoritatea sunt de cetățenie americană, sunt și câțiva mexicani, dar și alte cetățenii la bord. Turiștii care au pășit pentru prima dată la Constanța au ales să încerce preparatele tradiționale românești. De asemenea, au dorit să afle cât mai multe informații despre oraș. Ne ajută foarte mult orașul Constanța, ne ajută că orașul se dezvoltă, ne ajută că s-a terminat proiectul pe partea istorică a Pieței Ovidiu, ne ajută faleza care acum arată foarte bine, muzeul de istorie care își face treaba și are niște exponate magnifice și toată lumea apreciază aceste exponate. Sperăm mai departe să ne ajute și partea de food and beverage, de restaurante și oamenii să beneficieze de servicii foarte bune. Portul Constanța se menține astfel în topul preferințelor vizitatorilor, fie că străbat Dunărea din Germania sau Austria, sau că traversează continente întregi pe mare. Un tur al orașului, în special centrul vechi din oraș, se vizitează catedrala, Muzeul Național de Istorie și Arheologie, cazinoul. Tommy's like Constanța. Der var både en ærkebiskop og en biskop her i Tommis. Og and this is some of the left things from that. Arhitectura centrului vechi al orașului, exponatele Muzeului de Istorie și Arheologie din Constanța, precum și ruinele cetăților medievale, stârnesc interes pentru excentricii vizitatori. Ce întrebări pun? Despre istoria noastră. Pun întrebări de genul, ce ne place să mâncăm? Sau foarte interesați de Dacia, au auzit de Dacia. Deși sunt din Danemarca și au avut Dacia chiar și acolo. Deci suntem foarte cunoscuți pentru asta. Și de asemenea se uită foarte frumos și apreciază ospitalitatea pe care o avem. Very interesting and the communist history, the new democratic republic is very interesting. Did you visit the museum? Yes, we visited this. What? The glass is very fantastic. So not broken, everything in good condition. It's fantastic, yeah. The different culture from what we're used to in Scandinavia, it's quite different. How different? Well, first of all, the culture. You have all the Greek remains and the Byzantine remains. And then, of course, the people, the area around, it looks different. Sightseeing is very nice. And we go now to Delta, to North Delta. Câțiva dintre turiștii sosiți la Constanța cu vasul de croazieră pornesc spre vestigiile medievale din județ, iar ceilalți aleg să viziteze capitala României.